La Câmpul Lung, în sala de sport de la școala gimnazială Nan Mușcel, a început astăzi turneul 4 din cadrul campionatului național de mini-volei, jucătoare sub 13 ani. Meciul de deschidere s-a jucat de la ora 12 între CS Mușcel Câmpul Lung, echipament alb, și LPS 1 Pitești. A fost un meci controlat de elevele antrenorului Adrian Mihailă, care de altfel s-au și impus cu 3-0 pe seturi 25-16, 25-21, 25-20. În meciul al doilea, Extrem Pitești a trecut de FC Argeș, scor 3-0, iar în sesiunea a doua, începută la ora 15, CS Mușel Câmpul Lung și Extrem Pitești au obținut noi victorii, impunându-se în fața formațiilor FC Argeș și LPS 1 Pitești. Sâmbătă, în cea de-a doua zi de competiție, se va juca după următorul program, de la ora 10 derbiul acestei grupe CS Mușel Câmpul Lung Extrem Pitești, urmat de la ora 11:30 de partida dintre FC Argeș și LPS 1 Pitești. Turneul ce se desfășoară în această perioadă la Câmp Lung este ultimul pentru fetele de la CS Mușcel. Ele vor sta în ultima etapă programată la Pitești.